etapă din Liga Florilor. O primă repriză cu destul de multe erori comise de ambele echipe și cu prestații bune ale celor doi portari, Mădălina Ion pentru oaspete și Ionica Munteanu în tabăra gazdelor. Începe așadar repriza secundă. Nu uitați, mâine un nou meci extrem de important între două echipe din zona superioară a ierarhiei în Liga Florilor, de la 16:30 pe TVR1. HCM Râmnicu Vâlcea împotriva fetelor de la Măgura Cisnădie. Un atac ratat al echipei oaspete. Rămâne pe teren Reca Tamaș în locul Dianei Lazăr pentru faza de atac. În prima repriză cele două au făcut de multe ori schimb între atac și apărare. Excelentă pasă pentru Sonia Vasiliu și aruncare de la 7 metri obținut de pivotul echipei din Cluj. Și ia o jucătoare tânără de doar 22 de ani, campioană mondială la sub 18 ani în 2014 în Macedonia. Excelentă finalizarea lui Ani Senocico. 12-10. Situația este destul de simplă în ceea ce privește trupa lui Alin Bondar. În cazul în care se impune astăzi, în proporție de 100% scapă de retrogradarea directă și merge la baraj cel mai probabil. Cu o victorie în această confruntare, Cluj acumulează 23 de puncte, o egalează pe CSM Slatina. E drept, fetele pregătite de Victorina Bora au un meci mai puțin jucat. Aruncare de la 7 metri obținută de Iulia Cernova, doborâtă Cristina Boian. Era însă cu picioarele în semicerc. Acesta este și motivul pentru care arbitrii au dictat această aruncare de la 7 metri. Aruncă și blochează Ionica Munteanu la aruncarea lui Pătuleanu. Nocico, Tamaș, aruncă, blochează Mădălina Ion. Se grăbesc jucătoarele de la Slobozia. Încercare de pătrundere a lui Pătuleanu. A blocat însă la timp Raluca Petruș. Face nimic Ionica Munteanu la această aruncare pe colțul scurt a rusoaicei Iulia Cernova. Stată în continuare pe teren Reca Tamaș. Gheorghe Covaciu, antrenorul de la Slobozia, încearcă să-și coordoneze echipa în defensivă. Senocico, busculată de tunisianca Șlezimă Una. Foarte agresivă ambalista din Tunisia, în sensul bun al cuvântului. Foarte aproape de intercepție oaspetele. Prepasiv Clujul. A
aruncă și finalizează în colțul lung Alice Nocicov, păcălită Mădălina Ion. Se reface diferența de două goluri pe tabelă. Aproape 5 minute au trecut din această repriză secundă. Continuare echilibru. Pătulean. Enescu s-a dus al doilea om pe semicerc. Pasă pentru pivot. N-a reușit să prindă tunisianca Jlezimuna. De Cernova. 9 metri pentru Ucluj. Tamaș Petruș din nou iese foarte bine la 10 metri de poartă. Iulia Cernova și blochează interul clujecelor. Acum se Nocicov, Petruș se înalță, aruncă. Mingea se duce însă peste poartă. Încearcă din nou cu doi pivoți Gheorghe Covaciu și va fi o eliminare de 2 minute. În inferioritate Clujul. Încearcă Burlacercu să creeze un culoar, este faultată de Reca Tamaș. Aruncă Cernova și o învinge pe Ionica Munteanu. Avertizat Ona Jezli să nu mai protesteze sau să nu mai aibă reacții, hai să-i spune, de a contesta, tendința de a contesta deciziile arbitrilor. Întâmpinată Lazar, foarte bine de Cernova. Senocico aruncă de lângă tunisianca Muna. Lazar, prepasiv Clujul, Petruș, aruncă Senocicov. Mingea se duce pe lângă poartă. Nouă metri, obținut de Cernova. Au trecut mai bine de 10 minute din această repriză secundă. Orlacenco, încă o dată, aruncă de la 9 metri. Time-out pe care îl cere Alin Bondar. Să-l ascultăm pe antrenorul Clujului. Mai e
ești centru. Ești centru. Haide, haide. Diana, intră Reca, intră Reca și rămâne Raluca interstânga. Haide! Haide! Împreună! Câteva discuții în contradictoriu între Senocico și Diana Lazar. Nu prea s-au coordonat pe schemele pregătite la antrenament. Iată-o pe Jlezli Muna, un pivot, vă spuneam, din Tunisia, care până acum a reușit 18 goluri pentru HMS Slobozia. 26 de ani, nu foarte înalt, dar foarte mobil această jucătoare. În continuare se apără avansat și cât pe ce să blocheze această aruncare Mădălina Ion. Apărare avansată și a Hujencelor. Urlacenco, schimbare de direcție oprită de Florina Chintoan, care a intrat și ea pe teren pentru prima dată la startul acestei partide. Jlezi, care de la 7 metri. Apărare în semicer. Da. Clar, 7 metri. Să vedem cine revine. Andreea Enescu la linia aruncărilor de la 7 metri. Față în față cu Ionica Munteanu. Scrie și restabilește egalitatea. 15 egal. Se grăbește Vălean. Au încercat din nou să repună rapid jucătoarele Clujului. Petru și Reca Tamaș cu Ani Senocico la linia de 9 metri pe acest atac. Senocico lasă pentru Petru și Tamaș. A rămas Florina Chintoan în locul Soniei Vasiliu și pentru faza de atac. Senocico aruncă și nu vede mingea, fără reacție, Mădălina Ion. Se poate citi pe echipul Florinei Chintoan că are ceva probleme de sănătate. Roza a ajuns și ea la 32 de ani. O aruncare norocoasă pentru Iulia Cernova. Mingea lovește bara apoi din Ionica Munteanu. Ricoșează din numărul Ionica Munteanu, ricoșează în poartă. Din nou este nevoie de timeout pentru a se șterge suprafața de joc. Cu foarte puține jucătoare la dispoziție, atât Alin Bondar, cât și Gheorghe Covaciu, practic ceea ce este cel mai important și ceea ce poate face diferența, pe lângă, bineînțeles, valoarea individuală, este și capacitatea de a rezista până la sfârșitul partidei și să nu termin gazul. Aruncă pe lângă poartă Raluca Petruș. Thank you.
Placenco, bară, minge recuperată de Toma, care comite fault în atac. Cât de bine s-a poziționat acolo Ani Senocico. Tamaj, Senocico, Petruș. A făcut Senocico semn lui Chintoan. Din nou pe lângă. Deci Reca Tamaj nu are suficientă precizie. Între timp a intrat în poarta lui HCMS Slobozia Ana Maria Inculeț, portăriță de 23 de ani, venită în acest sezon de la Hapal Club Salău. Enescu are viață grea, Burlacenco, cu Ani Senocico. Enescu. Timeout pe care îl cere de această dată Gheorghe Covaciu, sesizând momentul un pic confuz în tabăra echipei sale. Să-l ascultăm pe antrenorul fetelor de la Slobozia. Stați puțin mai lateral, vedeți că joacă, auzi? Joacă destul de avansat. Un om te ține doi oameni de-ai noștri, bine? Joacă puțin mai răspunde la încrucișare, auzi? Răspunde-i la încrucișare, vii la încrucișare, când vine, când mingea, răspunde-i la încrucișare, aceeași tabă. Andreea, când iese și face trei din partea Ilanta, răspunde la încrucișare, vină puțin mai afară, vedeți că joacă cu plus. Bine, mai dă, fă unești, Iasi, fă legătura, cheamă pe și fă legătura, dă-i pas și vă demarcați Interi. Bine? Haideți, bă, haideți, de noi depind atacul, stai să te dă. Haideți, haideți. Da, de noi depinde într-adevăr ce am făcut la antrenament. Este un lucru mai mult decât logic. Însă în febra partidei sunt multe momente când schemele care la antrenament îți ies perfect parcă nu mai funcționează la fel în condițiile unui meci oficial. Cernova, Burlacenco, Burlacenco pătrunde și finalizează printre picioarele Ionica Munteanu. 17-16, Slobozia revine din nou în avantaj. Replică însă foarte rapidă și a gazdelor. Și-o doboară pe Jlezimuna. Cernova pentru Muna. Două minute eliminare în mod normal. Noi revedem golul precedent marcat de Ani Senocico. Și într-adevăr eliminat două minute Reca Tamaș. La precedenta perioadă de superioritate au fructificat lamentabil acel moment favorabil handbalistele lui Gheorghe Covaciu. Să vedem cum vor specula omul în plus de această dată. Oh! Excelentă prestația Alexandrei Prodan. S-a grăbit un pic Paula Toma. Și Alexandra Prodan a făcut parte din lotul lărgit al Naționalei de Juniare, care a câștigat titlul mondial, dar din păcate a ratat prezența la turneul final din cauza unei accidentări. Iată încă o dată cât de bine a închis poarta, a făcut doi pași în față și a blocat cam toate unghiurile. Senocico!
Ion respinge, nu este Ion, ci Inculeț, îmi cer scuze, respinge peste, dar rămân în atac cu Jencele. Nocico, oh, ce aruncare cu podeaua! E nevoie de astfel de soluții individuale în momentul în care nimic nu merge. Ai nevoie de o jucătoare precum Anise Nocico, care face diferența. Imediat și replica lui Munajlezi. Olean are acolo un mic conflict cu Iaroslava Burlacenco. A revenit și Tamaș pe teren. Petruș se înalță, aruncă, blocajul își face datoria. Aruncă Inculeț pentru încercarea de contraatac. A prins Burlacenco, dar consideră arbitrii că a comis faul. Golul marcat în urmă cu câteva zeci de secunde de Anise Nocico. Aproape imposibil de parat o astfel de aruncare. Direcție, aruncare pe lângă poartă, dar scoate 9 metri. Sonia Vasiliu, folosită de această dată la linia de 9 metri de Alin Bondar. Pasă pentru Florina Chintoan, care a scăpat mingea. A fost însă faultată de Cernova și rămân în continuare în atac. În prepasiv însă Ucluj, prinsă foarte bine la Luca Petruș. Petruș. Lovită destul de tare Petruș, dar cea care se resimte este Iaroslava Burlacenco. Nu s-a respectat deloc distanța de 3 metri. Din nou reușește Inculeț să respingă. Încep să se audă proteste din nou din tribună ale spectatorilor nemulțumiți de decizia celor doi arbitri. Vă reamintesc, Georgian Bădugu și Răzvan Voicu din Buzău sunt cei doi oficiali ai acestei partide, alături de, bineînțeles, observatorul Ștefan Ciurea din Craiova. Peste această aruncare, 18 egal. Inculeț, însă, se dă 9 metri. O minute până la sfârșitul acestei partide și meciul este în continuare extrem de echilibrat. Vă spuneam, în caz de victorie, și cred că și la meci egal, de fapt, nu cred, sigur, și la meci egal, Clujul scapă de retrogradarea directă. Boiu.
acasă pentru Chintoan, 7 metri clar. Încă o dată, experiența Florinei Chintoan s-a făcut simțită. Este de 13 ani legitimată la o singură echipă, la UF Cluj. Revine în poartă Mădălina Ion pentru această aruncare de la 7 metri. Zenocico nu o iartă. Impecabilă, procentaj de 100% pentru Ani Zenocico. Și 19-18. Enescu, Burlacenco. Aruncă Burlacenco, întors. Ține 9 metri după ce a fost faultată de Bălean. Cernova. Burlacenco. Burlacenco, întâmpinată de Chintoan, a încercat pasa în extremă. Se apără bine acolo Sonia Vasiliu. În prepasiv Slobozia. Burlacenco trebuie să arunce la poartă, pasă până în extremă și bine. Finalizarea Elenei Mitrache. Egal 19. Chintoan, încă o dată, impecabilă. Până a intrat pe teren Florina Chintoan, am văzut puține pase pentru pivot date de trupa lui Alin Bondar. Burlacenco pasă în extremă. Mitrache și cred că este momentul psihologic al acestei partide cu aproximativ 5 minute înainte de final. Blochează acolo formidabil Alexandra Prodan. A avut timp să-și deschidă unghiul, să-și pregătească aruncarea Elena Mitrache. Din păcate însă pentru Slobozia a fost un reflex excelent al portăriței de la Cluj. Încearcă să gestioneze foarte bine acest atac. Jencele, Sonia Vasiliu, schimbare de direcție, pătrunde. S-a supărat Alin Bondar, cred că și-ar fi dorit o aruncare de la 7 metri. Zenocico. Profită serios în umăr. Contact cu una dintre apărătoarele de la Slobozia, din nou Zenocico. Scapă de Cernova, însă va fi o eliminare de 2 minute care pică cum nu se poate mai prost pentru trupa lui Gheorghe Covaciu. Pierd încă o aruncătoare de la 9 metri. Nu este 7 metri. Rămâne doar acea decizie de eliminare a Iuliei Cernova. Pasă pentru Chintoan, care a lăsat Cristina Boian, fluieraseră însă cei doi arbitri. Lasă. Zenocico minge până în extremă, aruncă Boian în bară. Scoasă Burlacenco, revine pe teren Andreea Bătuleanu. Enescu. Enescu a forțat obținerea acestui 9 metri. Bătuleanu aproape să comită pași, a încercat să îi trimită lui Jlezimuna.
sunt acolo probleme. Două jucătoare eliminate. Conflicte teribile pe semice. Încercat să arunce pe lângă blocaj, se bate acolo pentru a recupera. Mitrache nu a reușit, s-a poziționat foarte bine Cristina Boian. Și să vedem acest atac foarte important pentru Clujeni, ce ne apropiem de finalul primei reprize, de finalul partidei, de a doua reprize. Trupa lui Alin Bondar are un gol avans și superioritate a avut până în acest moment, dar bine, fabulos, acolo din nou pe schimbare de direcție. Diana Lază și-o învinge pe Inculeț. Time-out pe care îl cere Gheorghe Covaciu. Să-l ascultăm pe antrenorul oaspetelor. Citați-l la 1! Citați-l la 1! În atac, în vin, o iei pe sănocit om la om, o iei pe puiul om la om. Bine? Și sunteți patru în linie. Bine? Or facem, gata, e finalul. La revedere! Haideți! Haideți cu gol! Haide! Așa, slăbăzie! Mare de direcție, aruncare pe lângă poartă, dar scoate 9 metri. Sonia Vasiliu, folosită de această dată la linia de 9 metri de Alin Bondar. Pasă pentru Florina Chintoan, care a scăpat mingea. A fost însă faultată de Cernova și rămân în continuare în atac. În prepasiv însă Ucluj, prinsă foarte bine la Luca Petruș. Petruș. Lovită destul de tare Petruș, dar cea care se resimte este Iaroslava Burlacenco. Nu s-a respectat deloc distanța de 3 metri. Din nou reușește Inculeț să respingă. Încep să se audă proteste din nou din tribună ale spectatorilor nemulțumiți de decizia celor doi arbitri. Vă reamintesc, Georgian Băducu și Răzvan Voicu din Buzău sunt cei doi oficiali ai acestei partide, alături de, bineînțeles, observatorul Ștefan Ciurea din Craiova. Peste această aruncare, 18 egal. Inculeț, însă se dă 9 metri. O minute până la sfârșitul acestei partide și meciul este în continuare extrem de echilibrat. Vă spuneam, în caz de victorie, și cred că și la meci egal, de fapt nu cred, sigur, și la meci egal, Clujul scapă de retrogradarea directă. Boiu. Pas
însă pentru Chitoan, 7 metri clar. Încă o dată, experiența Florinei Chitoan s-a făcut simțită. Este de 13 ani legitimată la o singură echipă, la UF Cluj. Revine în poartă Mădălina Ion pentru această aruncare de la 7 metri. Zenocico nu o iartă. Impecabilă, procentaj de 100% pentru Ani Zenocico. Și 19-18. Enescu, Burlacenco. Aruncă Burlacenco, întors. Ține 9 metri după ce a fost faultată de Bălean. Cernova. Burlacenco. Burlacenco, întâmpinată de Chitoan, a încercat pasa în extremă. Se apără bine acolo Sonia Vasiliu. În prepasiv Slobozia. Burlacenco trebuie să arunce la poartă, pasă până în extremă și bine, finalizarea Elenei Mitrache. Egal 19. Chitoan, încă o dată, impecabilă. Până a intrat pe teren Florina Chitoan, am văzut puține pase pentru pivot date de trupa. Anu, blocată. Time out. Cronometrul este oprit. Se îmbrățișează jucătoarele de la U Cluj. Va fi o ultima aruncare pe care o va executa Iaroslava Burlacenco. Zid mare. Aruncă Burlacenco și așa se încheie acest meci care o salvează pe U Cluj de la retrogradare, 22-20, în confruntarea dintre U Cluj și HCM Slobozia. Un succes care, practic, în acest moment trimite echipa pregătită de Gheorghe Covaciu în a doua divizie valorică a handbalului feminin românesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie transmisiunea noastră din sala sporturilor Horia Demian din Cluj. Sunt Dragoș Bocanaciu, vă mulțumesc că ați fost alături de televiziunea română. Toate cele bune pe curând! La Câștigă România. Bă, să te... Bă, da, nu văd și eu un concurent. Sentimente curate. Relaxat, să zică, da, și eu și încrezător, ce bine. Comuniune cu natura. Dar cum arată popundău așa? E mic și are dinții. Cum are părul? Câștigi tu, Câștigă România. Cu Virgil Ianțu. Ce ți-a plăcut, în afară de mine? Lasă, nu. Luni, de la ora 20, la TVR2.